După foarte multe comentarii și cereri, am realizat acest material video la cerere în care voi vorbi despre panourile SIP și casele realizate pe acest sistem constructiv, așa că hai să-i dăm drumul! Pentru că am vorbit, am vorbit foarte mult de Timber și am vorbit foarte mult de CLT, foarte multă lume a întrebat despre sistemul constructiv format din panouri SIP. Deci, ce sunt panourile SIP? Hai să vedem un pic ce înseamnă acest sistem constructiv, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, care este părerea mea despre acest sistem constructiv și la ce să fii atent în cazul în care te decizi într-un final să construiești pe acest sistem. SIP vine de la americanescul Structural Insulated Panel. Într-o traducere liberă tehnică ar însemna panouri structurale, autoportante, termoizolate. Și panourile astea sunt făcute din, din plăci de OSB, OSB-ul cam cunoaștem, sunt plăcile din uh, așchid de lemn, Oriented Strength Board, făcute din diverse așchii de lemn provinte din tocătură sau din lemn, care nu este folosit uzual în construcții, de exemplu din uh, specii care nu sunt folosite în mod direct în construcții, cum este, de exemplu, bradul sau muridul care este la cer în construcții, ci din tot felul de specii care cresc în zone de luncă sau uh, chiar și copaci care nu pot fi procesați, care sunt foarte găunoși, foarte contorsionați, foarte ciudat este bușteanul ca să-l poți felia și atunci se toacă și cu o masă de adeziv se fac aceste plăci, care o să le aici, trebuie că am apucat să desenez de sip, dar am început să vorbesc despre OSB. Plăcile astea din așchi din lemn, care așchile sunt orientate într-o anumită direcție și uh, sunt făcute prin presare cu o masă de adeziv, în general adezivul folosit este de 6%. Mă aștept că prima întrebare pe care o primesc foarte des legate de, de plăcile de OSB este de emisiile de uh, compus volatil, respectiv de formaldehidă. E un subiect pe care l-am documentat destul de mult, l-am studiat destul de mult în ultima perioadă și o să fac un material video dedicat pe partea asta. Ce trebuie să știți este că forma de hida, este un, un, o substanță emisă de lemn în sine și de orice fel de produs pe bază de lemn, iar pentru a se putea lipi foarte bine, mulți adezii folosiți în industria lemnului conțin um, rășini formaldehidice pentru a putea face lipirea în masă. Însă în ultimul timp, mai ales în ultimii 10 ani, s-a pus foarte mult accent pe reducerea Cantității de formaldehidă din adeziv și implicit pe emisia acesta de, de compuși volatili. Ce sunt compuși volatili? Sunt o serie de gaze emanate de diverse produse din casă de produse constructive. De fapt, de produse în general sunt gaze uh, formate direct din particulele solide. Adică am un solid care îmi emană un gaz. Nu se mai face lichid și apoi se evaporă, ci emite efectiv particule care se numesc compuși volatili. E un subiect cu totul și cu totul de sine stătător, dar ce vreau să vă spun este că. OSB-urile făcute în ultimii ani au, au emisii mult mai mici față de lemnul natural, ca emisii de forma de hidă, și nu mai prezintă neapărat o îngrijorare sau o problemă. De exemplu, dacă faceți, vă mobilați casa sau faceți mobilă nouă în casă sau o cumpărați mochetă sau uh, rășini, pardoseli epoxidice, pardoseli din PVC-uri, o bună perioadă de timp încă simțiți un miros în casă. Uite, când ție mașină nouă, știi, când ție mașină nouă și se coace primele dăți la soare, simți în mașină că miroase a plastic. Pe alea sunt compuși și volatili, adică emisiile de particule și de substanțe ale solidelor care încă se Azi spunem așa, trivial, se calmează din punct de vedere chimic, adică se, se reglează, se armonizează. Emisiile astea pot să scadă în timp, de obicei scad exponențial în timp și de la un punct încolo nu mai sunt neapărat periculoase sau nocive. Nocivitatea o emisilor de compuși volatil apare din cantitatea efectivă care începe să dăuneze corpul uman. Revenind la OSB-ul nostru cel de toate zilele, plăcile astea de OSB pot să aibă grosim de la 6 mm la 25 de mm, eu chiar am vizitat o fabrică din România care produce OSB și am văzut întregul flux tehnologic și am folosit destul de mult pentru că are un avantaj destul de mare placa asta. Folosești lemn, cum ziceam așa care nu e folosit în general în alte feluri în, în construcții. Poate să previne și din lemn reciclat și din lemn de esențe destul de proaste sau destul de slabe și formezi un element cu o rezistență și rigiditate destul de mare și poți folosi. Placile de OSB se folosesc atât ca ă, elemente de planșeu, dar în cazul de față în cazul, atât al caselor de timp, cât și în panourile SIP, sunt elemente structurale. Ei, în cazul panourilor SIP se iau două plăci de OSB, de obicei cu grosime între 12 și 18 mm și între aceste două plăci de OSB, care plăcile astea au și lățimi standardizate de 1,25 m, adică 1200 de mm, între aceste plăci se injectează termoizolație acum, termoizolația asta, cel puțin până acum, din ce am văzut eu, este de câteva feluri. Și avem așa, avem variantă de spumă poliuretanică. Avantajul de spumei poliuretanice este că are un lambda foarte bun. Are un lambda cuprins între 0,022, 0,025, Vați per metru Kelvin, ceea ce înseamnă că e mult mai performant din punct de vedere termic față de alte materiale termoizolante și faptul că prin injectare sub presiune, pentru că la formarea panoului astea se țin într-o presă și se injectează poliuretanul ăsta sub presiune, expandează și se lipește și încrează un panou foarte rigid și foarte ușor. Și atunci, Asta este un tip de, de uh, termoizolație. A doilea tip de termoizolație poate să fie polistiren. De multe ori am, am văzut acum de curând că se folosește EPS-ul, polistirenul extrudat, care efectiv se lipește cu adeziv și apoi se presează și de curând am văzut și vată minerală plus poliuretan la mijloc. Asta o să vorbim de ce a apărut și este o soluție mai bună. Și acum, hai să tratez aceste panouri, care panourile astea sunt făcute în medie la 1,25 m lățime și pot să aibă lungimi dependente de placa de OSB. Placa de OSB se face standard la 2,50 m, dar se poate face la cantități foarte mari, atunci când probabil cineva care are o astfel de linie își poate comanda plăci la 6 m, ceea ce înseamnă că poți să faci panouri în alte de 6 m. Ce mai vreau să spun de plăcile de OSB că e că ele au fibra principală, așa între ghilemele, după direcția și sensul așchilor de lemn, motiv pentru care are o rezistență pe direcția 1 și are altă rezistență și rigiditate pe direcția 2 și e important să le folosești ca atare. Bun, panourile astea prefabricate devin, uh, destul, destul, devin rezistente și acum, din perspectiva structuristului, adică a băiatului cu gravitația, asta este una dintre formele ideale de consum de material și de rezistență, adică raport, greutate, proprie rezistență, pentru că atunci când am o, o, un perete, o placă, nu? care e destul de mare și cred că cel mai bine este cu o foaie de hârtie, când am un perete care e înalt și e destul de subțire și este apăsat de greutăți, prima lui problemă, și în general problema elementelor comprimate este de flambaj, adică de faptul că el se îndoie. Nu se rupe, dar se, se îndoie atunci când îl apăți. Și ca să crezi rezistența la flambaj a unei astfel de perete, eu trebuie să pun, noi spunem așa, inginerește, să distribui masa cât mai departe de centrul uh, secțiunii transversale. Adică să mă duc cu elementele ca într-o halteră, ca într-un balansoar, mai departe de zona în care de axa centrală a elementului, pentru că așa câștig câștig, câștig Adică am două materiale care cu cât sunt mai depărtate, cu atât lucrează mai bine împreună și tensiunea asta interioară care apar în, în rupe, să zic, am produce probleme de stabilitate, se compensează mult mai repede dacă am elemente astea mai depărtate. Adică pot să am o foiță așa subțire pe care dacă o apăs mi se îndoaie sau foița respectivă pot să o sau să am două foițe pe care le depărtez și în momentul în care le apăs, forțele se distribuie mult mai bine cu cât cele două plăci sunt mai depărtate. Și asta este avantajul constructiv al panourilor de, de, SIP, pentru că materialul termoizolant de la mijloc depărtează plăcile și mi le face să lucreze mult mai bine. Așadar, din perspectiva structuristului, asta este o distribuție foarte bună de material pe secțiune, cum îi spun eu, și crește foarte mult rezistența în raport cu cantitatea de material. Pentru că dacă tu vrei să obții rezistențe mari, normal că folosești dintr-un anumit material cu o anumită rezistență, cantitate mai multă. Și atunci, stabilizarea asta la flambaj are ca efect sau are ca nevoie, de fapt, mai mult lucru pe geometrie, nu numai pe rezistență. Sistemul se, folose, se mai numește sau este asemănător cu ceea ce se numește Stress Skin Panel, adică un panou structural care preia forțe pe toată suprafața. O, e ca o piele, ca o coajă, așa să ne imaginăm, unde îți faci bobițe pe pielea de pe ta când te -ai lovit, ai, o să, o să simți acolo niște tensiune. Alea sunt panouri stresate pe coajă, se folosesc la avioane și la vapoare. Și bineînțeles, pot fi folosite și la case. Deci are un mare plus. Iar aceste panouri se îmbină între ele și una, o seri, o, sunt mai multe variante de, la, de a le îmbina. Pentru că am, placa de, am plăcile prefabricate care sunt termoizolate, termoizolația este retrasă și există câteva variante de a le îmbina. Varianta 1 este să fie făcute niște panouri mai mici, care și ele sunt prefabricate și... Tindele se fac cu șuruburi și cu cuie sau varianta 2 este de a pune niște montanți de lemn pe capăt și atunci se formează sistemul ăsta de nut și feder sau de lambă și uluc ca la parchet în care vine următorul panou, intră, clipsează și îl prins cu șuruburi. Grosimile panoulor variază de la 100 de mm de obicei în sus, depinde de limita producătorilor, dar poate să ajungă și pe la un 250 de mm. Medie e 100-140 de mm, cam pe acolo se ajunge la nivel de, de grosime. Bun, un alt avantaj este că sunt structuri foarte ușoare, sunt cam cele mai ușoare structuri și panourile astea sunt atât de ușoare încât pot fi manipulate de muncitori și de mână sau cu macarale foarte, foarte mici, ceea ce este un alt avantaj. Bun, și asta era partea de structură, dar că în momentul în care gândești o structură dintr-un astfel de sistem și fac o casă și o să o fac un pic exagerat mai înaltă, ai panourile astea care vin, se duc pe toată înălțimea, am nevoie de conexiunea cu planșeu, am nevoie de conexiunea cu etajul și după aceea dacă mă uit în lung la eu am panouri astea care sunt feliate, nu mai merg un pic exagerat, am pereții feliați și România, să nu uităm, este o țară cu seismic adică este o țară în care avem mișcări tectonice și avem seism periodic, și atunci gândirea structurilor în România se face preponderent la, la seism, pentru că seismul înseamnă mișcarea laterală a, a pământului și din mișcarea laterală casa începe să ți se băție. Nu? și se mișcă stânga-dreapta. Și acum am avantajul că am o structură ușoară, care este cea mai ușoară formă de structură, deci se încarcă cu mai puțină forță seismică, pentru că forța seismică e direct proporțională de greutate, dar toată mișcarea asta de hâța hâța și de dute vino mi se duce și mi se duce în șuruburi sau în conectori cu care prin pereții ăștia. Și uite, mă, vă desenez acum doi pereți pe care i-aș prinde între ei. Am exagerat un pic și las un pic de spațiu între. Am în spate elementul de prindere și în momentul în care am mișcarea asta de dute vino, panourile astea se duc și se, se deplasează unele față de altele. Și iarăși am făcut mișcarea asta exagerat. Ceea ce înseamnă că în rostul ăsta, în cusătura asta, apar niște forțe, niște eforturi. Ei, toate forțele alea sunt, sau capacitatea unei îmbinări de a aduce aceste forțe, este dată de suma tuturor conectorilor, a șuruburilor, a cuielor, a capselor, a, orice vrei tu să pui acolo, plus de rezistența conectorului în placă. Pentru că în momentul în care am băgat un conector într-o placă, ăsta prin mișcare îmi rupe, îmi rupe placa. Și atunci, aceste îmbinări trebuie tratate cu foarte mare seriozitate, mai ales în România. Este un sistem care poate fi folosit destul de bine la construcții în zone neseismice, într -o zonă cu, însă în zone cu seismicitate ridicată trebuie acordată atenție la aceste îmbinări, pentru că noi spunem, iarăși în inginerie, că... Zonele astea de împinări sunt zonele de disipare a forțelor seismice. Uite, de exemplu, știi de ce se face o mașină praf la Formula 1 când dă pilotul cu ea de, de garduri acolo de cauciucuri? Pe păi se face praf pentru a disipa energia cinetică a mașinii și a-l proteja pe pilot. Pentru că în momentul în care toate piesele alea zboară de acolo, consumă energia venită din viteza mașinii și îl protejează pe pilot, îl protejează de, de impact. Ei, cam asta este și principiul de proiectare la seismă unei construcții în România, indiferent de materialul din care lucrăm mă gândesc să duc energia undeva. bun. Și ă, asta este partea de, de structură în care prinderile astea sunt foarte importante și atunci asta trebuie făcute de un structurist. Din păcate ce am văzut în, în piața din România este că se fac astfel de panouri, există niște detalii de îmbinări standardizate, dar nu se duce nimeni pe șantier să verifice cât de bine sunt cu sute astea între ele și să facă o proiectare la seism. Pentru că, uite, cum se modelează într-un program de calcul și cum verificăm noi în inginerie comportarea la seism a unei case și vă arăt acum cum se mișcă o casă făcută din lemn la, la seism. Asta este o modelare făcută în TimberTech. TimberTech este un program de calcul pe care noi îl folosim la care avem licență. E dezvoltat în Italia și face calculul, face inclusiv calcul seismic pe, pe, o structură, calcul din care îmi rezultă deformații, îmi rezultă deplasări, dar mai ales îmi rezultă eforturi de forfecare în, în acele piese metalice, în conector sau în, în toată casa. Asta trebuie, trebuie făcute pentru fiecare casă în parte. Nu poți nu poți să faci o casă și să pui cuiele sau șuruburile, chit că e la Constanța, București, Suceava, Iași sau la Cluj, la fel, ci trebuie gândite. La o simplă căutare pe Google găsiți destul de multe informații despre panouri, uite și câteva poze despre cum arată aceste plăci, care na, sunt foarte ușoare și sunt foarte prefabricate, modulare, uite și plăci de tip SIP făcute cu, uh, adezi, cu polistiren grafitat, care are rezistențe îmbunătățite la foc și există diverse sisteme și moduri deși noduri de a le conecta, e informație gârlă pe internet pe, pe, partea asta. Dar uite că la, la noduri, iarăși la colțuri, e foarte importantă conexiunea asta și ai nevoie de rigle de lemn, de elemente de lemn. Ei, și aici vine partea a doua din Marius, adică ochiul de eficiență energetică. Eficiență energetică, plus durabilitate, pentru că tot vorbesc de eficiență energetică pentru reducerea consumului de energie, dar principiile de eficiență energetică pune pun accent și pe durabilitatea construcției, pentru că na, am forțele naturii, Eu mă bat cu, ca structurism, mă bat cu gravitația, vântul, zăpada și seismul, dar ca om de eficiență energetică mă bat cu celelalte energii ale cas ale, a care acționează asupra casei, vântul, focul, apa, focul și apa, pardon, și aerul, pentru că, na, Probabil că v-ați uitat la ce era bruscoa, br 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 broastele testoase alea, power, turtle powers, dacă mai țineți minte, când cei care ați mai prins de de genul. Și aici sunt următoarele fenomene. Ne întoarcem un pic la teorie și să nu uităm că într-o casă în care sunt patru oameni pe timp de iarnă, oamenii ăștia degajă în medie cam 10 kg de apă sub formă de vapor pe zi. Umiditate. Și umiditatea asta vrea să iasă. Bun, scoți o parte din umiditate prin, pere, prin ventilație, prin deschis geamul și așa mai departe, dar o parte din apa respectivă, și hai să facem așa grosomodul 2-3 kg, vor să iasă și ies în continuare prin haina casei, prin avelopă. Motiv pentru care trebuie acordată foarte mare atenție la detalii. Și hai să tratăm partea asta higroscopică în, în Ubacus, pentru că partea structurală trebuie făcută de un inginer structurist. Există Eurocodul 5 care îți arată cum se face calculul unui structur de lemn și se aplică pe aceste panouri. Mai cred că este anex, cele două anexe A și B care îți arată comportarea panourilor de lemn la mișcare seismică și există pe 100 în, în România normativul prin care se arată cum se modelează și cum se gândește forța seismică ce acționează asupra unei clădiri proiectate în România. asta este o serie de lucruri pe care un inginer structurist trebuie să știe și cu asta lucrează. Dacă partea asta este realizabilă, hai să vedem un pic ce se poate întâmpla în timp cu un astfel de perete, pentru că OSB-ul, dacă are 15 mm grosime, și v-am mai spus asta în alte materiale video, el poate lucra ca barieră de vapor și va lucra ca barieră de vapor, doar că noi avem OSB și pe exterior. Și atunci fac, fac o scurtă, o, rapidă modelare în Ubacu în care, uite, pun la interior un perete la care temperatura aerului interior este 20 de grade și 50%, afară îi dau contact direct cu aerul, o punem pentru o zonă climatică rece în România, minus 15 grade, dăm afară 50% umiditate, despre acest program am mai tot vorbit, și este un program gratuit online în care puteți să vă jucați cu stratificațiile și să vedeți fenomenele acolo de transfer termic și transfer de vapori și mai are o funcție nouă despre care o să discutăm într-un alt material video. Și încep să modelez și acum o să modelez exclusiv peretele, da? Și zic așa, merg la boards, am OSB, pun placă de 15, hai să dăm cu placă de 15. Din economie se pun plăci de aceeași grosime pe ambele fețe și, din, și economie și să nu Ui, pe șantier să te uh, amețești ca muncitor și să le pui e da? Am pus OSB, mă duc acum și pun la insulation, insulation, bat, wool, îi dow Hai să mergem cu un poliuretan, poliuretan rigid nelaminat, hai să-i punem 12 cm și mai punem încă un OSB pe fața exterioară, boards, sheeting, OSB. Ce ai făcut, bobiță? Păi ce avem noi aici? Avem niște picături de apă. Pentru că OSB-ul, chiar dacă lucrează ca barieră de vapor, el îmi lasă o cantitate de umiditate să treacă prin panou. Da? Și mi-ajunge acea cantitate de umiditate, îmi trece prin poliuretan pentru că este material permeabil la vapor și mi-ajunge mi pe fața rece a, a plăcii de OSB. Și văd că mi se formează 270 de grame de apă pe fiecare metru pătrat și îmi crește umiditatea lemnului de acolo cu 1,5% și aș avea nevoie de 67 de zile din sezonul uscat să mi se scoată apa de acolo bun, dar de obicei pe exterior se mai pune termoizolație și hai să mai dăm un 50 de mm de polistiren. Văd că am 120 de mm de poliuretan și cu 50 de mm de polistiren, adică 170 de mm de termoizolație, am un coeficient de transfer termic cu 0,173, adică Stratificația asta mi ajunge foarte ușor în, în NZ, adică ajung foarte aproape de, de NZ, pentru că cerința de NZ îmi zice să am 100, sub 0,20 W pe metru pătrat Kelvin. Deci aș putea zice, bă, asta e o soluție foarte, foarte ultra compactă și asta este unul dintre beneficiile pentru care sistemul este marketat. Dar am în continuare apă acolo. Hai să mai măresc un pic polistiren, termoizația pe fațadă și am dat, nu știu, am dat 10 cm și vin și pun peste asta o tencuială siliconică, pentru că de foarte multe ori se merge cu tencuială siliconică, care și ea la rândul ei închide destul de mult la vapor. Hai să dau un 5 mm. Și dacă mă uit acum pe această stratificație care e destul de standard, mi se formează în continuare 140 de grame de apă într-un metru pătrat de perete. Și acum gândiți-vă că aveți o casă cu 100 de metri pătrați de perete, aia înseamnă 100 de metri pătrați ori 0,14 de, kg de apă pe metru pătrat, 0,14 ori 100 egal, pam, pam, 14 litri de apă care se tot adună în anvelopa termică, nu? Se tot adună de la sezon la sezon și apa aia se duce undeva. Probabil se va scurge pe acolo, se va duce la placa de lemn, la, pardon, la, la talpa de lemn și așa mai departe. Și acum mai e un, o altă problemă în acest sistem, este că de cele mai multe ori se dau și dacă mergem, uite, dacă mergem acum la, iarăși pe, pe Sfântul Google, nu? Și ne uităm la diverse tipuri de panouri, vedem că în panouri de multe ori se lasă și găuri pentru termoizola, pentru uh, instalații. Sau se dau carote sau se frezează pe șantier gă, găuri în termoizolație. Bun, aici este spumă de EPS care e cu celule închise, imediat facem și modelarea acolo. Dar vedem dacă dacă chiar ne ajută. Și acum o să modelez Următorul lucru, fie că în momentul în care am pus panourile, nu am sigilat rosturile, Ale trebuie sigilate cu scoci, cu banda adezivă sau cu sigilanța testat. Atenție, nu cu spumă, pentru că de multe ori se pune spumă de lipire, dar trebuie văzut dacă spuma aia asta, e cu cele închise și lucrează ca element de închidere, sau am făcut carote să bag o priză. Și acum o să modelez, vin și modelez în acest perete de la interior, modelez niște găuri de aer și dau aici la various, room air, pentru că mi-ajunge aerul acolo, de 15 mm grosime și hai să-i dăm un rost de, uite, n-am lipit rostul la fiecare îmbinare, adică îi dau un rost de 2 mm la 1250 de, me... 1250 de mm, 1250, așa, cât să zic ar fi rosturile între două panouri, nu? adică am făcut lipirea panourilor și nu ne-am ne am fixat. Și văd că cu aceste găurile de aer nu aș avea neapărat probleme. Ok, bun, hai să zicem. Dar mă duc și modelez o priză. Și uite, îi dau o priză cu o gaură de 60 de mm prin care mi-am băgat tubulaturi și acum trebuie să dau Start Calculation. Și văd că în continuare, deja mi se formează cam aceeași cantitate de condens, înseamnă că, de fapt, placa asta de, de OSB de aici, în momentul în care am rostul de 2-3 mm sau prize date sau găuri date, nu mai lucrează ca barieră de vapor și atunci următorul strat, Etanș la vapor este placa deosebit dinspre exterior, motiv pentru care mi se formează în continuare condens în perete. Dar uite, mă duc să mai, mai uh, reduc din termizația pusă pe exterior, că de obicei aici se mai face la se pune undeva la 50 de mm. Și văd că în cazul ăsta am aceleași 200 de grame de apă pe fiecare metru pătrat. Deci e foarte important etanșeitatea pe de o parte și controlul permeabilității la vapor pe de altă parte. Și găurile astea de aici pot să fie peste tot, pentru că e momentul în care am casa, am placa de fundație. Pe placa de fundație se pune o talpă de lemn. Apoi se vine cu panourile astea de tip SIP. Acum le fac mai scurte în mod intenționat ca să-mi încap foaia. Ele sunt până aici. Am termoizolație aici, între astea. După care sus, vreau, nu vreau, trebuie să-mi pun o riglă de lemn. Pentru că trebuie să pot să pun rigla de lemn ca să pot să vin să pun planșeul, ca apoi să vin cu următorul perete, la care iarăși am nevoie de o talpă de trasare ca să pot să mă prind. Și toate aceste noduri au nevoie de etanșitate făcută. Bă, rog, asta este o variantă. Mai este și varianta aceasta de bolum framing, cea în care vin cu panou pe verticală până sus și îmi fac aici un sistem de agățare mecanic în care să vin să-mi pun planșeul. Doar că asta înseamnă că în acest panou oricum am nevoie de o riglă rigidă, pentru că altfel planșeul ăsta mi-ar trage și mi-ar rupe OSB-ul dinspre interior. Și apoi am contactul cu acoperișul, unde și la, la acoperiș că sunt aici, că sunt aici. Când îmi vine acoperișul, la fel pe acoperiș transferul de vapuri se accentuează și am nevoie de o etanșeitate în aceste colțuri. E pentru care la astfel de panouri sau astfel de structuri e importantă realizarea etanșeității. Și asta era punctul 2. Îi plin Google-ul și la simplă căutare găsești inclusiv detalii și uite, dacă mă uit pe aici pe un detaliu, asta mi se pare că e un detaliu cinstit și bine făcut pentru că îmi spune Approved Continuous Sealing Project Band. Adică îmi spune și îmi dă aici niște detalii de etanșare și etanșarea asta înseamnă că am elemente care sunt certificate și care lucrează ca etanșare și vezi că se pune accent. După aceea, mă rog, există diverse tipuri de șuruburi de fixare care iarăși trebuie să fie certificate și care se ducă. Văd aici, vapor retarder recommended by the manufacturer to meet building codes or environmental considerations. Deci văd că peste panoul de SIP s-a mai pus o barieră de vapor, ceea ce în Bacus, dacă aș fi pus o barieră de vapor peste OSB, m-ar fi ajutat și ar fi lucrat foarte bine. Și parte tale mici și mărunte le găsești și pe Google, toate astea trebuie implicate și aplicate în casa ta, pe care un producător, dacă este un producător serios, trebuie să ți le poată da. Și motivul în, 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 acest context, dacă toate aceste detalii sunt respectate și integrate, nu mai ajungi să fie un sistem atât de ieftin. Pentru că toate detaliile astea costă. Vorba aia, leu, că leu se face suta. Deci mare atenție la suma tuturor detaliilor. Da, din punct de vedere structural, este un sistem avantajos, Asta ca structurist pot să spun că e un consum foarte mic de material, dar din punct de vedere termohidroscopic poți avea foarte mari probleme dacă nu faci corect. Așa cum în orice fel de construcție în care ai panouri prefabricate și ai elemente, ai materiale pe exterior care nu sunt permeabile la vapor, poți avea probleme. Și mai bine, a treia problemă, focul. Focul. De ce? Pentru că a, materiale de obicei polistirenul sau poliuretanul pus la mijloc au o anumită clasă de au un, anumit, au un anumit mod de reacție și de comportare la foc. Am vorbit despre asta în două materiale video postate zile trecute pe platformă în care am vorbit un pic despre cum se comportă materiale când iau foc, cum ard, în cât timp ard, ce substanțe emit, fum și picături și de ce este important că atunci când îți un material, mai ales că tot deja ai o cantitate foarte mare de material în casa respectivă, trebuie să vezi cum se comportă la foc. Și hai să vedem, plus poliuretan, fișă tehnică, foc. Și atunci trebuie să-i cer producătorului o astfel de fișă tehnică în care, uite, hai să iau random. Iau aici o placă de, de poliuretan și zice aici așa. Rezistența la foc este clasa E și atât. Deci nu-mi dă și clasa de reacție la foc, nu-mi dă și modul de comportare. Asta înseamnă că un material de clasa E se aprinde între două și are nevoie de 2 minute, între 2 și 10 minute de expunere la foc pentru a lua foc și pentru a se aprinde și a întreține arderea. De exemplu. Și aici OSB-ul chiar dacă lucrează, are o viteză de ardere de, nu știu, 0,67 mm pe minut și ai un foc în casă, o placă de 15 mm de OSB rezistă undeva la 15-20 de minute la foc. După care ți-a ajuns la o cantitatea asta foarte mare de material și de acolo, vuf, ți luat casa foc. Deci, poate, poate să-ți producă, poți să ai probleme destul de mari de comportare la foc. Și atunci când îți faci o astfel de casă, cerei fișă tehnică producătorului tău prin care să vezi clasa de reacție la foc. Și dacă vrei neapărat să înțelegi clasa de reacție la foc, urmărește acele două materiale video pe care ți le pun din nou în descriere în acest, în acest material video. Să înțelegi de ce e importantă comportarea la foc. Și uite că au apărut, există diverse soluții cu panouri din pereți de oxid de magneziu, care sunt mult mai rezistenți la foc, doar că nu e așa, nu e un material structural, asta e problema, că oxid de magneziu este autoportant, nu este și de contravântuire, sau plăci mixte, în care am plăci cu OSB-ul, două rânduri de vată minerală și poliuretanul la mijloc, care lucrează ca adeziv și, de exemplu, un astfel de sandwich, da, este, să zic, mai bun, din perspectiva comportării la foc, dar atenție, în continuare, un astfel de sandwich este mult mai scump pentru care vată minerală decât sandwichul clasic cu polistiren, care este cel mai ieftin material. Deci atenție că dacă alegi să-ți faci o casă pe sip, fii atent la următoarele lucruri. 1. În primul și în primul rând, materialele din care e făcută termoizolația. Aia sunt vitale. Eu, din punctul meu de vedere, m-aș duce cu materiale care au o reacție la foc cât mai... sau au o comportare la foc cât mai bună, adică nu reacționează deloc cu focul sau aproape deloc. Mă refer aici la miezul termoizolant. 2. Cere producătorului tău să-ți dea toate detaliile constructive în care să fie prezentate toate materiale aferente de de hidroizolare și de etanșare la vapuri. Și atenție, nu băgați instalațiile în grosimea peretelui pentru că în momentul în care e carotat, pe acolo ți se va duce umiditatea, se va lovi de OSB-ul exterior. Dacă ai mai ales termoizații din poliuretan, apa va sta acolo, va musti, se va strânge. Ai văzut, sunt undeva la între 140 și 200 de grame de apă pe fiecare metru pătrat. Va musti, va veni înapoi în cabluri electrice și vei putea avea probleme și de scurt circuit și de putrezire a OSB-ului și a lemnului de acolo. Cere calcule structurale să vezi și să fii sigur că toate îmbinările astea, în momentul în care ți se mișcă casa la cutremur, nu o să, nu o să vezi cu toate elementele că îți pușcă cu ele de acolo, de acolo pentru că da, e într-o inerție. Te-ai te dus pe șantier, ai pus placa, ai pus două, trei șuruburi și gata. Nu este suficient. Și atenție că oricum ai nevoie de termizație pusă pe exterior, ai grijă la termizația respectivă. Nu este, o, poate fi o soluție destul de ieftină de construire, însă dacă aplici toate aceste detalii și toate materialele corect, plus toate calculele aferente și grija la etanșitate, poate să crească costul considerabil și te rog eu foarte frumos, nu alege niciodată exclusiv după perspectiva prețului ci gândește în total suma tuturor detaliilor din care este făcută o casă pentru că mici, mari, complicate sau simple, casele au foarte multe detalii și noi trăim foarte mult în casă, ne desfășurăm activitatea în casă tot ceea ce facem noi pune presiune pe casa respectivă și dacă vrei să ai o casă durabilă în timp atunci trebuie să fie acordată foarte multă atenție la la detalii. Știu că există foarte mulți doritori și foarte mulți dintre voi care își fac aceste case DIY și astăzi avem internetul la putere și informația este gratuită, dar atenție, sfântul Google nu este suficient. Există foarte multe informații, dar trebuie să înveți să sap prin informația respectivă și mai ales informația care este pe Google trebuie verificată și validată cu cineva care este în domeniu. Să-ți faci o casă exclusiv de pe Google este ca și cum te-ai tratat de diverse boli doar din leacuri băbești sau din diverse bloguri de sănătate și health care au apărut pe, nu știu, pe net în, în ziua de astăzi. Așa că mare atenție și întotdeauna consultați un specialist, arhitect sau inginer, cineva care să verifice toate aceste sisteme și detalii și care pentru voi să se asigure Că modul în care se construiește casa asta, fie că o faceți voi DIY, fie că o face cineva, vine un producător, să fie făcută corect. Asta a fost așa super pe scurt și condensat câte un pic din de toate pe ce înseamnă tema caselor SIP și aici sunt foarte multe detalii. Mi-ar lua probabil două zile să pot să povestesc tot ce cred eu că trebuie făcut sau cum se face corect o casă pe, pe SIP, care sunt avantajele și dezavantajele. Eu v-am menționat pe fiecare în, în parte, decizia rămâne la voi când, cum și pe ce sistem structural mergeți. Dacă v-a plăcut acest material, neapărat dați un like, pentru că cu cât avem mai multe like-uri, cu atât ne dăm seama că genul ăsta de conținut prinde bine. Este un material făcut pe baza comentariilor voastre, așa că vă rog, și, uh, vă rog să uh, comentați și să interacționați, pentru că pe baza comentariilor voastre voi face de acum încolo tot mai mult conținut. Dacă nu ați intrat încă în comunitatea șofete.ru, aveți acces și la butonul de join în care puteți să veniți pe comunitate, puteți să susțineți acest proiect făcut într-o armată de oameni care toată ziua stau, se documentează, cercetează, studiază și. Edi, mai ales ed, editează materiale video pentru voi. Nu uitați să vă abonați, că este la fel de important să vă abonați, să vedem că cresc numărul de oameni și să dați acest material video mai departe către prietenii voștri, să afle și ei cum se poate construi mai bine pe orice fel de sistem constructiv. Vă mulțumesc, salutare pe data viitoare!